Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În această lună ar trebui să te bazezi pe flerul intuitiv. Ultima lună de primăvară va trece pentru mulți gemeni sub steagul contradicțiilor. Așa că, dacă ai cea mai mică îndoială, nu-ți fie teamă să faci o pauză pentru a regândi ceea ce ai planificat. Jupiter își încheie sejurul în Berbec luna aceasta, așa că ai timp până pe 16 mai pentru a profita de oportunități și a-ți completa lista de contacte. Și apoi, cu sprijinul lui Marte în Leu și al Soarelui în Gemeni, vei putea folosi toate aceste beneficii. Ești încurajată de energiile lor dinamice și întreprinzătoare, dar, în ciuda acestui lucru, acordă-ți timp să gândești. Bucură-te de fructele pe care ai reușit să le culegi și păstrează doar obiective realiste și fezabile. Nu uita că energiile disarmonice ale lui Saturn te urmăresc îndeaproape. Scopul lor nu este să te facă nefericită, ci dimpotrivă. Ți-au pus un băț în roată pentru a nu-ți permite să începi să implementezi planuri care nu-ți vor servi interesele. Dragoste. Până pe 7 mai, vei face paradă. Dragostea ta îți satisface așteptările. Atunci atmosfera se poate estompa și își poate pierde acea viață care te încântă. Dacă dorești să eviți astfel de fenomene nedorite, încearcă, pe cât posibil, să găsești farmec sau romantism în cinele la lumina lumânărilor. Sfat. Mercur, planeta ta preferată, te încurajează să faci un inventar a tot ceea ce s-a întâmplat în lunile precedente. Chiar dacă este plictisitor, această activitate va da roade. În mai crește probabilitatea stărilor depresive, oboselii cronice, apatiei și insomniei. De asemenea, bolile cronice îți pot aminti de tine însăți. Salvează-ți sistemul nervos. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!